Și totodată avem plăcerea și deosebita bucurie de a avea astăzi aici, alături de noi, echipa de la Unirea Ruginoasă. Să începem ședința, vă rog, sunt cine este pentru ordinea de zi. Înainte de ordine de zi, vă rog, dacă sunt completări, domnul Vatru, vă rog. Completări n-am, dar am totuși câteva cuvinte de spus înaintea începerii ședinței. Vreau să-i felicit pe acești copii pentru sufletul pe care îl pun în tot ceea ce fac, în activitatea lor sportivă. Sunt tată de 3 copii și unul dintre ei este, băiatul meu are aceeași vârstă ca ei și este și el sportiv, este lotul național de dans sportiv al României pe grupa lui de vârstă și știu ce înseamnă, ce eforturi și câtă muncă înseamnă pentru ei ca să ajungă să facă această performanță. Bineînțeles, știu ce eforturi fac și părinții în același timp și antrenorii pentru ca să se ajungă la acest nivel de performanță sportivă. Îi felicit încă o dată, felicit și pe antrenori, dar aș dori să spun că nu cred că e normal ca acești copii să rămână la ședința de Consiliul Județean, pentru că ei au venit aici pentru a fi premiați și a fost un gest foarte frumos și din partea noastră, domnule președinte, și cred că ar fi frumos și cred că mai degrabă normal să îi lăsăm pe copii să meargă la treaba lor, la joacă, acasă, unde doresc ei, pentru că pentru ședința de Consiliul Județean ar trebui, ca să poată participa, ar trebui să aibă acordul părinților, pentru că ei au venit aici pentru a fi premiați, nu pentru a asista la această ședință. Și acordul părinților, când vorbesc de el, vorbesc de faptul că ar trebui să fie scris și nominal. În condițiile de astăzi, domnule președinte, l-am văzut pe domnul lider Vatră schimbat total, la 360 de grade. De ce? Probabil... Încă nu. Deci probabil nu l-are pe șeful lui lângă dumnealui. Domnul președinte, vă rog să luați atitudine, că nu sunt discuții la ordinea de zi. În momentul, domnul Vatră, stați un pic, să audă și copii. Acum vreți să scăpați de copii, ca după aceea să vă întoarceți. Continuați, domnul Manolachi, să nu votați. Și urmează și domnul Uscatu. Să nu votați. Deci dumneavoastră acum ce vreți? Să acești copii să meargă din sală și după aceea să vă întoarceți, să nu votați acest proiect. E un proiect care, încă o dată, nu a adus niciun fel de prejudiciu Consiliul Județean. Trecerea de aceste suprafețe în patrimoniul Consiliul Județean urma ca noi să votăm după aceea acel proiect de investiții pentru acești copii care i-ați lăudat de data aceasta. Dar data trecută, pe 23 ianuarie, nici nu v-ați uitat. În fața lor văd că aveți oarecum sentiment de tată, de părinte, iar acum doriți să părăsească sala ca să uitați din nou și să votați împotrivă. Deci nu e posibil așa ceva. Lăsați copiii, dacă vor să rămână, să rămână, ca acest proiect, într-adevăr, să treacă de data aceasta. O să felicit și eu toți copiii și părinților, pentru că într-adevăr este efortul personal al fiecărei familii care se află în spatele acestor copii. Domnule președinte, cu toții am aplaudat și ne-am bucurat de faptul că ați avut o inițiativă fericită azi de a primi acești copii. Însă, cum v-am mai spus și v-am amendat, domnule președinte, și în ședințele anterioare, modul în care dumneavoastră înțelegeți să faceți administrație folosind instrumente politice și folosind acești copii ca instrument politic, mi se pare un lucru, să-i spunem, meschin. Achesez la ceea ce a spus colegul meu, domnul Vatră, de la Partidul Național Liberal, el sugerând faptul că nu este normal ca la ședințele noastre administrative și mai mult prin dumneavoastră politice să avem în sală și copii. Dacă vă mai aduceți aminte, domnule președinte, v-am spus că dumneavoastră ați constituit din această problemă de la Ruginoasă o problemă politică pe care trebuia să o rezolvați tot politic. Dumneavoastră vă folosiți acum astăzi de acești copii pentru
O acțiune care cred că nu ne face cinste niciunuia dintre noi. Acum, dumneavoastră, dragi colegi, o să stați și o să analizați dacă ceea ce am spus noi, cei din partea dreaptă a sălii, cum spune domnul consilier Manolache, am spus bine sau nu. Fiecare dintre noi avem copii, nepoți și cred că nu este normal să întindem coarda atât de mult și să ducem lucrurile politic în acest sens. Eu cred că puțin ați fost atent, domnule președinte, la ce v-am spus, cum puțin ați fost atent și în ultimii 3 ani la ce v-am spus. Vă mulțumesc, dar eu cred că tot ce am spus a fost spre binele comunității. Mulțumesc. Vreau o singură observație scurtă să o fac, nu mai intru în polemica deja deschisă astăzi în dimineața aceasta în Consiliul Județean. Cred că totuși acești copii prezenți la ședință, la o ședință publică de altfel, sunt însoțiți de către antrenorul dumnealor, sunt însoțiți de către îndrumători, sunt însoțiți de către primarul localității și nu văd o problemă majoră la fi prezenți, chiar și la acel punct de pe ordinea de zi care vizează... Este o problemă educativă, major. Domnul Dancă, s-ar putea să fie viitori consilieri județeni. Deci, eu nu văd aici nicio problemă de legalitate. Da. Vorbiți și cu părinții. Nu cred că părinții le-au interzis să vină la Consiliul Județean să fie premiați. Da. Bun. Și acum dumneavoastră îi dați afară din sală sau ce? Care e problema? Domnul Dangă, îi dați afară din sală sau care e problema? Dar n-ar trebui să fie... Da, trecem la ordinea de zi. Mulțumesc. Sunt 27 de puncte cu 5 puncte completate.